Îngrijirea copilului mic este o sarcină grea, dar nu imposibil de combinat cu un job. O nouă oportunitate vine în ajutorul părinților angajați în câmpul muncii. În premier, în țara noastră, se vor înființa creșe de tip familial, ceea ce înseamnă că bonele vor putea primi copiii în grija lor, chiar și la ele acasă. În acest fel, autoritățile speră că părinții vor reveni mai repede la serviciu, iar micuții vor fi în siguranță, într-un mediu sigur și prietenos. Cum poți beneficia de acest serviciu, dar și cine poate deveni bonă la domiciliu, aflăm de la Nelea Rusu, coordonatoarea proiectului din cadrul Organizației Internaționale a Muncii. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bună ziua! Așadar, o inițiativă sau o noutate foarte tentantă pentru părinții activi, în special mămicile, da, care vor să nu se, nu știu cum să zic, să nu rămână doar în acel concediu de îngrijire a copilului, da, să nu se omogenizeze cu maternitatea, dar vor să mai experimenteze și altceva și, în primul rând, să nu renunțe la muncă, da? Adică să fie în continuare active. Dar întrebarea, cred că prima care apare, cine sunt acele bone în grija cărora își lasă copiii? Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că ați manifestat interes față de acest subiect foarte actual. De fapt, noi vorbim despre implementarea unei legi care a fost adoptată la sfârșitul anului 2022, iar pe parcursul anului 2023 a fost adus cadrul secundar în conformitate cu aceasta, deci vorbim de toate regulamentele de funcționare. Și acea lege inovativă pentru țara noastră reglementează trei tipuri noi de servicii de îngrijire a copiilor și este foarte important de menționat vârsta copiilor până la 3 ani. Adică deoarece, vorbim de creșe. Exact. Vorbim de copii până la 3 ani, deoarece anume în această perioadă nu sunt suficiente deci, servicii care ar ajuta părinții care vor să revină în câmpul muncii să fie activi din punct de vedere economic, pe de o parte, iar pe de altă parte vorbim despre persoane care în țara noastră au activat, dar din păcate informal, și Organizația Internațională a Muncii pledează pentru formalizarea activității acestor îngrijitori și îngrijitoare de copii, ori protecția socială, protecția medicală este foarte importantă pentru, deci, pentru binele și pentru viitorul acestei persoane. Noi cunoaștem despre aceste servicii și cât de deci erau prestate în mod informal, deci acele... Adică nu se știa despre exact. Ele, cumva ascuns, da? Adică știa doar părintele și bona, că copilul exact. E în grija ei. Da. Și acum va fi mai vizibil, mai transparent acest lucru, din câte deci înțeleg. Acum, luând ca bază prevederile legale, regulamentul de funcționare acestor trei tipuri de servicii, ca să încep nemijlocit a vorbi despre serviciile de îngrijire de tip familial, deci acea lege reglementează trei tipuri noi de servicii. Deci vorbim de servicii individualizate sau care pot fi prestate la domiciliul copilului sau bonă. Vorbim de servicii de tip familial care pot fi prestate la domiciliu sau reședința îngrijitoarei sau îngrijitorului, adică acasă la... La bonă. La bonă, exact. Și vorbim despre servicii de îngrijire alternativă care sunt inițiate și funcționează la locul de muncă. Deci, respectiv, o companie privată poate deschide servicii de îngrijire a copiilor până la vârsta de 3 ani, astfel, deci, venind în suportul angajaților și angajatelor, atunci când nu au alte posibilități de îngrijire a copilului. Respectiv, Organizația Internațională a Muncii acordă suport Ministerului Muncii și Protecției Sociale în implementarea și pilotarea prevederilor acestei legi pe toate trei tipuri de servicii, iar în particular, ultimul eveniment care a ținut de acordarea unor granturi pentru deci doamnele care au participat mai întâi la un curs de formare organizat în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare, cu Centrul Partenerial de Dezvoltare și cu susținerea Street Child. Deci am făcut un parteneriat destul de ambițios pentru a ne uni eforturile și a demonstra eficiența și acestui tip de serviciu. Respectiv,
aceste bone sau îngrijitoare, mai corect, așa cum este menționat în legislație, îngrijitoare calificate de copii, urmează în perioada imediat următoare să-și amenajeze locuințele astfel încât să pilotăm serviciile respective. Ca să fie cât mai clar, vreau să fac așa o structurare, da? Deci să înțelegem că orice femeie, da, care își dorește să presteze astfel de servicii, să fie bună la ea acasă, să primească copila și la ea acasă, urmează un curs de formare, după care obține un grant, da? Și după care își amenajează locuința și ar putea efectua o asemenea activitate. Deci cerințele privind persoanele care pot deveni o îngrijitoare calificată de copii sunt menționate în legea privind serviciile alternative de îngrijire a copilului și vorbim despre fie este persoană cu studii superioare în domeniul asistenței sociale, în domeniul educației, deci sau exact sau sănătății, sau studii tehnice, și în cazul în care nu le posedă pe aceste două, este necesar de a urma un curs de instruire care sunt acum, actualmente, este oferit doar de către colegiul Alexei Mateievici, colegiul pedagogic Alexei Mateievici din Chișinău. Îngrijirea copilului însuși ca calificare este importantă, este foarte important de menționat că va intra în vigoare în anul 2025. Până atunci vedem cum funcționează legea, vedem cum sunt aplicate în practică aceste prevederi, ca să venim ulterior cu lecțiile învățate, cu propuneri, de exemplu, de ajustare, de îmbunătățire, în cazul în care vom observa că sunt necesare astfel de deci ajustări. Acum este important să pilotăm astfel de servicii și, cum am menționat, să vedem cum funcționează. Deci, vreau un pic la aspectul organizatoric, da? Să ne oprim. Despre câți copii este vorba? Bona ar putea avea grijă la ea acasă de un singur copil sau de un grup de copii? Deci, acest tip de serviciu poate, în acest tip de serviciu mai corect, pot fi încadrați până la 5 copilași cu vârsta de până la 3 ani. Sigur că deci legislația reglementează că ar fi bine să fie apropiați ca vârstă, dar în cazul în care vorbim de copii, de cel puțin un copil cu vârsta de până la un an, atunci acel număr este de 3 și dacă vorbim de un copil cu necesități speciale, de asemenea, acel număr se reduce la 3 pentru a acorda toată grija și toată îngrijirea necesară de care este nevoie. Pentru a presta serviciile, deci viitoarea îngrijitoare sau viitorul îngrijitor de copii, este necesar să obțină o patentă de întreprinzător cu achitarea conformă a taxei pentru patentă, contribuțiilor de asigurări sociale și a primilor de asigurări medicale. Deci, ținând cont de aceste lucruri, putem vorbi și despre niște costuri? Cât va costa un asemenea serviciu? Sau este greu de... Deci este vorba despre costul patentei, este vorba nu, mă refer la ceea ce achită părinții bonei. Deci urmează, după ce este deci inițiat acest serviciu, fiindcă este foarte important de menționat și faptul că îngrijitoarea va notifica Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre inițierea acestui serviciu și... deci specialiștii de la agenție vor ghida cum să-și amenajeze spațiul astfel încât să corespundă în tocmai cu deci, se va face o evaluare, da? Exact. Și doar după primirea notificării de la agenție, deci îngrijitoarea va putea primi copii. Am înțeles, noi nu mai avem prea mult timp, dar totuși un aspect foarte important mi se pare alimentația, pentru că cu ce va fi echipată acea locuință e cumva mai ușor de monitorizat, da? Și de evaluat. Dar în ceea ce ține alimentația, cum se va desfășura acest lucru și cum va fi organizat? Pentru că, de exemplu, la grădinițe de alimentație răspunde Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, da? Aici cum se va monitoriza? Deci, ce ține de alimentație, de asemenea, sunt reglementările necesare în actele despre care am vorbit. Ea poate fi organizată și majoritatea din cele cu care noi vom pilota, vor apela la servicii de catering, deci o companie specializată care are toate autorizațiile la zi, care vor control, furniza cumva, exact și... aceste pachete cu alimentele necesare.
dar sunt și în acel regulament un șir de posibilități de a organiza și alimentația, inclusiv de a veni copilul cu deci alimentația. Dacă vorbim, de exemplu, copil sugar, deci acolo vorbim despre alt tip de alimentație, exact. Am înțeles. Vă mulțumim tare mult. Mai e de discutat, da, la acest subiect. Mai cu seamă că e abia la faza de pilot. Vă mai așteptăm la noi și cu alte informații. Să prezentăm rezultatele. Da, așa este. Cu drag.